Fosta extremă a revenit la Râmnic cu Vâlcea pentru a vinde personal câteva bilete pentru meciul de retragere și pentru a susține o sesiune de autografe. Vâlcenii, mari iubitori de handbal feminin, abia așteaptă să le revadă în teren pe Farcău, Steluța Luca, Luminița Huțupan sau Narcisa Lecușanu. De ce ați cumpărat biletul? În onoarea pentru ce a fost doamna, pentru ce au fost colegele dumneaei, pentru excepționalele dumnealor rezultate. Nu puteam lipsi, eu sunt suporter din cadrul Brigăzii Zăvoi din anul 2009 și am ținut foarte mult această echipă. Ramona Farcău, dar și fostele sale colege de la Old Kim, speră să joace în fața unor tribune pline, așa cum se întâmpla și acum câțiva ani la meciurile europene. Este meciul care se vrea a fi meciul meu de retragere, însă în același timp este un prilej de a ne bucura de ceea ce a fost Old Kim-ul, să ne aducem aminte de echipa finalista Champions League 2010 și, bineînțeles, un prilej de bucurie să ne reîntâlnim toate fetele din acea perioadă cu antrenorii, cu staff-ul și conducerea Old Kim-ului. Prietena și fosta mea colegă atât la Old Kim cât și la echipa națională își arată din nou valoarea și de ce nu așteptăm suportere în număr cât mai mare pentru a demonstra și arăta un handbal de calitate. Ramona Farcău a cunoscut consacrarea la HC Zalău, echipă de unde s-a transferat la Old Kim Râmnicu Vâlcea, alături de care a câștigat Cupa Cupelor și a ajuns în finala Cupei Campionilor Europeni. Fosta extremă a evoluat ultima dată în eșalonul inferior la Dinamo București.